A fost semnat ultimul contract cu finanțarea europeană de reabilitare a infrastructurii din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Bacăului. Este vorba despre contractul de finanțare a proiectului Reabilitarea Infrastructurii Urbană Strada Ștefan cel Mare, care a figurat pe lista de rezerve a Programului Operațional Regional și va fi realizat din economiile făcute pe celelalte proiecte din cadrul programului. Noi am avut finanțare și am reușit să punem în aplicare absolut toate proiectele pe toate bulevardele mari ale municipiului Bacău, arată încă o dată că acest plan pe care noi l-am construit acum 8 ani de zile a fost un plan viabil și perfect integrat într-un plan al municipiului Bacău. Pentru că până la urmă este vorba de atât de cantitatea de lucrări, dar mai ales este vorba de utilitatea acestor lucrări. Strada Ștefan cel Mare, cu o lungime de peste 1282 de metri, este puternic deteriorată și prezintă văluriri și crăpături transversale, dând bătăi de cap conducătorilor auto. Carosabilul este alcătuit din dale de beton pe o fundație de balast, iar în ultimii ani, din cauza degradării, s-au executat lucrări de refacere a acestora și acoperire cu un covor asfaltic subțire, însă cu rezultate pe termen scurt. Lucrările de modernizare vor consta în realizarea unui sistem rutier dimensionat pentru traficul greu. Însă, prin proiectul cu finanțare europeană, artera rutieră va fi reabilitată complet, de la rețele de utilități la carosabili și zone verzi. Înlocuim rețele de apă. Ai văzut atât DN250 cât și DN225, cele mai mici, care fac partea de legătura între racordul între blocuri, dar și celelalte. Deci, practic, vor fi lucrări destul de complexe, dar este clar că asemenea lucrări trebuie făcut odată cu infrastructura rutieră, pentru că nu mai spargem din nou strada și vă dați seama că toate lucrurile astea vrem să le facem odată. După finalizarea lucrărilor la sistemul de utilități, vor fi modernizați numai puțin de 25.700 de metri pătrați de drum și 15.400 de metri pătrați de trotuare. Și spațiile verzi sau zonele pietonale vor fi reamenajate, iar la trecerile de pietoni vor fi realizate rampe pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap. Și zonele de staționare a mijloacelor de transport public în comun vor fi reamenajate prin modernizarea stațiilor existente și vor fi create anveole pentru oprirea autobuzelor acolo unde acestea nu există. Trebuie să comprimăm timpul. Și anume, sunt proiecte complexe, cum este și cel de față, deci durata de implementare 14 luni și dacă ne gândim că mai urmează o perioadă de iarnă, iarna lui 2014-2015, va trebui cumva să găsim soluții tehnice ca să reușim până în finalul 2015 să terminăm toate aceste proiecte care sunt începute în momentul de față. În această săptămână, documentele aferente licitației pentru reabilitarea străzii Ștefan cel Mare vor fi publicate pe SEAP în vederea desfășurării licitației pentru execuție. Lucrările urmează să înceapă în acest an cu termen de finalizare 31 decembrie 2015. Proiectul Reabilitarea Infrastructură Urbană Strada Ștefan cel Mare este finanțat pe Programul Operațional Regional AXA Prioritară 1, Domeniul de Intervenție 1-1, Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană. Valoarea proiectului se ridică la peste 13,7 milioane de lei.